Campania electorală i-a scos în stradă pe candidații la funcțiile locale, dar și pe susținătorii acestora, numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Astfel, aflați în cartierul Alibaba, Marian Iordache, candidatul USL pentru funcția de primar, și echipa sa au fost agresați. A vrut să-l bată pe domn primar, mi se pare că a dat și în el, nu știu acum sigur. Aici, la cost, până să ieșim și noi să ne uităm, au fugit ceilalți. Și noi am ieșit acolo. Sunt acolo cu domnul. Și am avut noroc că l-am băgat la magazin la domnul cadre pe domnul primar. Incidentele de aseară au fost deosebit de grave. Ele se datorează amestecului politicului în viața de zi cu zi a cetățenilor. De fapt, o manifestare pașnică, o întâlnire cu cetățenii dintr-o zonă a orașului, din zona de est, de pe străzile poligonul Viilor Văii 1 Mai Jiului, era să se transforme într-o dramă datorită faptului că un grup de susținători ai domnului Moinescu și ai Partidului Democrat Liberal în frunte cu Mustafa Iusein și încă câțiva acoliții ai săi, foarte violenți, în stare de ebrietate și având la îndemână tot felul de obiecte contundente, săbii, bâte, rănci, s-au năpustit asupra celor care se aflau în campania electorală a USL-ului, încercând să îi intimideze pe toți cei prezenți, proferând injurii, invective, și totul s-ar fi terminat foarte rău dacă prezența de spirit a celor care erau în echipa mea nu ar fi fost de natură să părăsim locul respectiv. Timpul trece repede, iar până la alegeri au mai rămas atâtea zile cât să le poți număra pe degetele de la o mână. Pe ultima sută de metri, campania electorală s-a transformat într-o veritabilă luptă.